Bun, mergând mai departe, să știți că înainte de începerea emisiunii am dat nasă nas cu Iris pe culoare și zicea, văzându-le pe fete, nu știu ce caut eu astăzi aici. Hai să vedem, Iris, ce cauți? Seara, draga unde mea, a dispărut încrederea? Păi nu, da, știu practic ce s-a întâmplat și atunci, na. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că am lucrat foarte mult la ținuta de ieri și asta e o ținută pe care am purtat-o practic săptămâna trecută la o cafea și am zis, ia, hai să mai mă liniște la puțin. La o cafea cu cine? Banii... Băi, nene, băi, Linca, băi, asta e dracu gol, mă, ia vorbele din gură, mă. Da, pungă, mi-a luat-o și pasta, ce să, alo, Madridul. La o cafea da, cu Alina, a fost a concurentă, bravo ai. Vezi, Linca, ce drăguț. Deci, eu dacă aș fi, dar nu sunt. Eu dacă aș fi ăla micu, nu că i-aș spune pa ieri, alalteri. Deci concurenta invocă în această emisiune pe oricine. Mai puțin pe ăla micu. Există ce e prețios și de calitate. Te ține privat. Se păstrează în intimitate acasă. Era în sigură dacă că asta o să dacă venim aici zici. Cu reclamă, cu chestii, poate sare cineva de pe undeva și... Și îl ține ascuns cu cap. Vrei să ți-l ochească toată România? Eu sunt de acord. E vrăjeală sau chiar simți? Că atunci dacă nu e vrăjeală... Nu, chiar așa este. Nu, Alex, nu vorbesc de obicei despre chestiile intime. Bravo, dragă, bravo, bravo. Ține-l acolo, închide-l. Acolo îl țin. Da. Deci, practic, dacă cu ținuta asta ai ieșit deja la o cafea, să te mai întreb unde mai mergi? Da, Ilinca. Ah. Pentru că aș mai folosi o dată să mă duc, sunt foarte nostalgic astăzi. Și noi aveam o gașcă în liceu, ne autonumeam rebelii, pentru că cream cumva probleme, dirigintei, în fine. Și profesorilor ei ne numeau gașca de rebeli cumva. Și toată lumea credea că o să ajungem vai de capul nostru toți. Și ce să vezi, absolut toți suntem foarte bine astăzi, chiar... Poate nesperat de bine și ne vedem toți, mergem să facem o vizită profesorilor din liceu, să-i salutăm, să le împărtășim, nu știu, realizările noastre. Și... Asta. Foarte drăguț, mi se pare interesant exercițiul acesta, ca să zic așa. Ia să vedem, să analizăm ținuta. Alexandra. Irisa e o ținută foarte frumoasă. Purtabilă, îmi place cromatic, îmi place rujul pe care l-ai aplicat, mi se pare fix nuanța potrivită de culoare, îmi plac și cercei, îmi place pe total, mi se pare un look super accesibil și foarte, foarte fresh. Mulțumesc! Da, potrivit pentru acest moment al competiției? Sincer, mie mi se pare că uneori trebuie să mai facem și lucrul ăsta. Eu nu sunt de părere că momentul competiției nu ne mai lasă să mai aducem și câteodată o ținută purtabilă pentru oamenii de acasă, pentru că ce am eu astăzi sau ce are Rebecca este foarte extrem de foarte multe ori. Ok. Ilinca, îi dau din procentaj. Cum? Îi dau procentaj la final. Aha. Andreea, tu ce părere ai? Este o ținută pentru acest nivel al competiției? Poate pentru acest nivel nu, însă dacă era, de exemplu, dacă aveai alte cizme în picioare, dacă cravata era mai scurtă și mai îngustă, poate dacă aveai alți cercei în urechi, nu-i văd neapărat pe aceștia rotunzi, poate ceva la baza urechii. Poate așa ar fi fost o ținută, o curea mai prețioasă, care să iasă în evidență și să schimbe poate întreaga ținută. Da, așa aș fi văzut-o. Mulțumesc! Analizăm această ținută cu dragii jurați. Iris, în fața lor, te rog. Mulțumesc, Linca! Uh,
Eu, apropo pozitiv, ce ai zis, Alexandra, în următorul sens. Ați început în cursul săptămânii. Bă, să vă gătiți, bă, băiatule. De nu mai știu omul ce să mai pună pe el, că m-a disperat. Sunt niște magazine în oraș, sunt niște designeri, sunt niște alea, stați potolite. Mai păstrați-vă și pentru gale, că v-ați gătit de zici că vă ne băgați în cimitir. Pe mine cel puțin, mă agitați. Iris, situația următoare. Ținuta îmi place, genul ăsta, fiate, o singură chestiune strică ținuta. Lungimea pantalonilor, proporțiile. Cine era cu veșmântul, cu proporțiile veșmântului? Beatrice. O pupăm pe Beatrice. Deci, pantalonii trebuie mult mai scurți, pentru că, uite atâtica ești, bună Iris. Știu, sunt mărimea 32, poate puteam să-i tai, să-i... Trebuia să-i tai. Sacoul de piele îmi place, nuanța aleasă, iarăși, părul. Foarte bine, te pune evidență. Și crăvăței, că mie nu-mi plac crăvățeicile în general. Dar dacă pantalonii erau puțin mai scurți, ar fi fost alta proporția. În rest, mă, eu nu văd vreo norocire. Cizmele acestea, ciocatele acestea care au și porțiunea aceea atașată din textil din denim, ele, ca baza lor, trebuie să vină mai picate, mai șifonate, prosate. Exact cum stau jos, exact, și în mod obligatoriu. E mai bine așa, trage genul. Trebuie să aibă toc. Nu neapărat tocui, dar măcar un toc tip lueve, nu, fetiță? Toc. Știu. Asta este obligatoriu. După aia avem aceste situații aici. Cămașa este extrem de indecisă. Tu ești drăguță, ești tip Avril Lavigne plecată, habar n-am, Avril undeva, Lavigne. Părul stă super, nu știu ce. Dar când eu am o cămașă, care să vreau o cămașă de inspirație fetițistico-școlăristico-masculină, care nu e nici crop, nu e nici lungă, nu e nici băgată, mi se termină aici stâmpa, așa indecis. Eu aș fi scurtat-o și atunci alegeam și o cravată mai scurtă, un pic mai ridicolă, foarte, foarte lată, ca să mă uimesc cu ceva. Pentru că ele, piesele puse împreună, au un ceva corect, dar corect tâmp. Da. E un corect tâmp. Iris, îmi place nuanța de ruj pentru care ai optat. Mi se pare că funcționează extrem de bine cu gama cromatică. Părul la fel e bine integrat în toată povestea asta. De fapt, outfit-ul e bine integrat în cromatica ta, pentru că până la urmă n-ai făcut nicio modificare la zona de păr. Eu am o problemă în general, îți spun sincer, cu cravatele masculine tip cravată italienească. Lua la micu, cine e la micu? Tu la micu. Cine la micu? Dar după dimensiunea nodului... Cât? Ți-am spus, cravată italienească. Știi că nodul înseamnă ceva în cultura lor. Ce aș vrea eu să-ți propun cu cravata asta ar fi următorul lucru, sau cum aș fi dus eu stylingul într-o zonă mai actuală și mai interesantă. Și mie îmi place că e lată și că e cravată masculină, se vede de la o poștă. Aș fi tăiat-o fix la nivelul ăla al tricoului pe care l-ai pe dedesubt. Da. Ce-mi place aspectul ăsta de girl next door, pe care tu ai reușit să ni-l arăți în seara asta și nu e de aici de acolo, pentru că geanta mi se pare foarte bine aleasă în contextul ăsta, deși e o geantă urățică. E o geantă urățică. A avut viața ei, dar încă mai poate să o aibă. Dar funcționează cu praful ăsta care e cumva pe ținuta ta. Bravo, stil. Mulțumesc, Alex, mulțumesc. Poți să duci la cafea? Da, în platou la Bravo, mă, Iris. Mulțumesc, Raluca. Mulțumesc, Măris. Vorbește cu cei de acasă, Iris. Dragilor, am mai pus niște bani la pușculiță cu această ținută, dar asta evident nu înseamnă că pe viitor nu-mi voi da silința în continuare. M-am băgat în niște datorii, niște nopți nedormite cu nopțile petrecute în atelier pentru a aduce ținute cât mai bune aici și am să fac asta în continuare, vă promit. Așa că votați 4 la 1, 2, 2, 0. Vă trimit și contul de Revolut dacă vreți să o donați. Glumesc, evident.